îi place să spună că a plecat de jos, de la luatul făcut pentru prăjiturile care aveau să-i aducă primii bani în era capitalismului. Notorietatea l-a găsit atunci când a ales să asculte din Giurești glasul roților de tren. Iar când toată lumea îl vedea dansând la balul scenei politice, a ales să trăiască farmecul vieții în turism. Acum, când previziunea i s-a îndeplinit și țara s-a scufundat sub zăpezi, George Copos explică la The Money Channel cum aduce turismul străin la noi să-l scufunde în căutarea frumuseților mioritice. Despre aceste lucruri, dar și despre multe altele, fostul vicepremier va vorbi vineri preț de un ceas numai la România de 10.